astăzi o intitulată Iubirea Primăverii, având ca partener Primăria Târgu Ocna. Aplauze și mulțumim la dumneavoastră! Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Mulțumim! Sunt 4 centre prezente aici, CAP de Comănești, CRRP de Târgu Ocna, CAP de Costache Negri Târgu Ocna, CRRN Dărmănești. Idila Primăverii are drept obiect aprecierea persoanelor care sunt rezidente în centrele de GSPC-ului, aflate în subordinea de GSPC-ului, iar aici, de față cu noi, este Vali Mănăilă și vă rog să-l aplaudăm. Tablourile le vedeți expuse în stânga și în dreapta. Va fi o expoziție cu vânzare, precum și Vali Răcilă, care este invitatul nostru în acesta. Domnule primar? Mulțumesc! Acum, la începutul primăverii, suntem onorați și bucuroși să putem găzdui la Târgu Ocna o asemenea activitate. Colaborarea cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău este foarte bună. Noi vreau apreciem efortul pe care depune conducerea direcției pentru a sprijini cele două centre. Și nu numai sprijinul pe care îl dau cetățenilor orașului și de câte ori le-am avut nevoie, am fost sprijiniți, de aceea mulțumesc domnului director general, Sorin Brășoveanu. Și de asemenea trebuie să mulțumesc doamnei directoare Zaro, că tot timpul a fost alături de noi. Mulțumim celorlalte centre care au venit astăzi la Târgu Ocna. Sigur că îi sprijinim cele două centre care sunt la Târgu Ocna, Centrul de Îngrijire și Asistență Costache Negri și Centrul de Recuperare și Reabilitare. Aveți sprijinul meu al Consiliului Local și am ocazia acum să vă felicit pentru activitatea complicată pe care o desfășurați, pentru că activitatea de asistență socială este foarte complicată și să vă urez mult succes. Bună ziua, bine v-am găsit aici la Târgu Ocna. Domnule primar, deci nu puteam să fie altfel, spuneați că suntem alături de dumneavoastră. Nu ai cum să nu fie atunci când o comunitate este deschisă, am făcut atâtea proiecte frumoase, am căpătat încredere unii în ceilalți, suntem niște parteneri adevărați. Iată, în decursul anilor am creat atâtea locuri de muncă, s-a format niște echipe și s-au consolidat echipe, sunt colegii noștri pe care îi felicit și cu ocazia asta le transmit o primăvară frumoasă, plină de iubire și cu prosperitate. Și să dăinuiască ceea ce dumneavoastră faceți, iar ceea ce faceți este frumos și frumosul întotdeauna o să dăinuiască. Deci suntem parteneri de tradiție, abia aștept să văd lucrările în Vale, care, sigur, nu numai el are emoții, și noi avem emoții, le împărtășim. Am descoperit în el un artist și merită, într-adevăr, ceea ce noi facem este doar să oferim un cadru necesar ca lucrările lui să poată fi vizionate de cât mai mulți și să-i aprecieze la adevărata lui valoare lucrările. E a treia, nu? E a treilea vernisaj, după Comănești, Dărmănești, acum Târgu Ocna, sigur, învățăm. De fiecare dată mai venim cu câte ceva noutăți și cu siguranță, știu eu, momentul cel mai culminant va fi și abia aștept să-l aud și pe maestru Vali Răcilă, pe care vreau să-l aplaudăm încă o dată și așteptăm un nou CD. Da. O cerere deosebită să vorbesc despre lucrările lui Vali.
Pictura, așa cum o vedem noi, reprezintă o realitate personală a fiecărui artist în parte. Așa cum vedeți, lucrările lui Vali, prin culoare și prin creion, exprimă o realitate a lui personală, dar în care ne regăsim fiecare dintre noi. Culorile lui sunt culori vibrante atunci când sunt, iar când sunt doar lucrări în creion, exprimă o sensibilitate deosebită. Fiecare dintre noi putem să vedem câte ceva în fiecare din lucrările pe care le vedem. Pentru unii pot să reprezinte lucruri deja cunoscute sau pe care doar le imaginăm. Vali poate nu a vrut să transmită acele lucruri pe care noi le vedem, dar cu atât mai interesante sunt lucrările lui pentru fiecare dintre noi. Pe lângă ceea ce vedeți expus acum, el are și lucrări în niște tehnici absolut deosebite, pe care îmi pare rău că nu le-am expus, nu sunt expuse lucrările, dar pe care le puteți vedea. Combinații de culoare și creion sunt lucrări absolut originale, lucrări în peniță, iarăși deosebite în totalitate, care creează sentimente deosebite în fiecare dintre noi. Școlii Național Târgu Ocna și alături de dumneavoastră am onoare de a participa la vernisajul Idila Primăverii, ocazie cu care sunt prezentate lucrările artistului amator Vasile Mănăilă. Înainte de toate și după ce am admirat cu toții lucrările expuse, aș vrea să vă amintesc cuvintele marelui artist francez, Eugène Delacroix, care spunea celor care contemplă un tablou următoarele cuvinte. Primul merit al unui tablou este de a fi, mai întâi de toate, o sărbătoare pentru ochi. Așadar, astăzi, ochii noștri sunt în sărbătoare pentru că lucrările lui Vali Mănăilă sunt diverse ca formă, ca mărime sau ca metodă de realizare. Când privim o operă de artă, trebuie să știm că tabloul devine mijloc de comunicare al artistului cu publicul său. Pe de o parte, vorbim de mesajul realizatorului sau al artistului și pe de altă parte, vorbim de ce reușește să transmită tabloul și de ce înțelege publicul larg. Simple considerații de genul e frumos, e mare, e colorat, sunt superficiale. Cu siguranță, autorul a vrut să transmită mult mai mult. Desenul este sufletul imaginii. Liniile folosite în realizarea lui alcătuiesc structura imaginii de la prima la ultima atingere a artistului. În orice imagine realizată, artistul mărturisește chiar fără să vrea acest lucru. Felul în care vede, dar mai ales simte locul său în lume, în natură sau între oameni și societate. Gândirea în imagini și transmiterea lor prin desene este una dintre cele mai vechi și principala formă de comunicare interumană. Întrasarea liniilor și modularea culorilor își face apariția visul conceput de imaginația autorului, acelui care dă viață lucrărilor. Avem astăzi, în expoziție, diferite lucrări, în diferite metode de obținere, precum ar fi studiul corpului uman, portrete realizate în culoare, cărbune sau alte tehnici de realizare. Unele figuri umane sunt în mișcare, altele sunt statice, dar toate vorbesc despre sufletul artistului în diferitele momente ale vieții sale. Toți aș putea spune. În rest, vă doresc vă curaj de seara de astăzi, să gustați și cu ochii.